Sala Mare a Porolui SUM a găzduit astăzi o ședință festivă a Colegiului Prefectural cu prilejul aniversării de către instituția prefectului a 30 de ani de la reînființare și inaugurarea Palatului Administrativ. La momentul festiv a participat Lucian Bode, ministrul afacerilor interne, dar și cea mai mare parte din foștii prefecți și subprefecți ai județului Sălaj. A devenit prima clădire publică inteligentă din județul Sălaj. Este o premieră pentru județul nostru și îmi doresc să avem tot mai multe instituții publice cu un astfel de profil. Așa cum știți, clădirea reabilitată reunește 7 servicii și instituții publice județene pe lângă instituția prefectului și Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte. Acest proiect, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, finanțat din fonduri europene, este unul emblematic pentru județul nostru. Inaugurăm astăzi Palatul Administrativ, clădire emblematică a Zalăului, reabilitate din temelii, așa cum s-a menționat deja, printr-un proiect european cofinanțat de Guvernul României și Ministerul Afacerilor Interne, în valoare totală de 26 de milioane de lei. E un moment festiv a cărui poveste a început la 1 noiembrie 2016, în mandatul domnului prefect Marin Dițu. După aproape 6 ani de atunci, îmi revine onoarea de a finaliza acest proiect. Însă trebuie să subliniez că de la început, că alături de Marin Dițu, alți doi prefecți și-au adus contribuția la punerea în practică a ideii de început. Este vorba de Florin Florian și de Virgil Țurcaș. E cel mai bun moment să le mulțumim celor trei, la fel cum trebuie să subliniem aici munca echipei din cadrul instituției, coordonată de managerul de proiect Mircea Ciocean. Pentru punerea în operă a proiectului, vreau să aduc și eu mulțumiri speciale proiectantului, diriginților de șantier și constructorilor. Pentru că este un proiect cu finanțare europeană, i-am simțit mereu aproape pe reprezentanții ADR Nord-Vest, la nivel local și pe cei de la Ministerul Dezvoltării, la nivel central. Nu în ultimul rând, un sprijin permanent, atât financiar cât și moral, am avut din partea Ministerului Afacerilor Interne și personal domnului ministru Lucian Bode. Țin să-i mulțumesc și pe această cale, pentru că prin susținerea sa este posibilă astăzi inaugurarea unei clădiri eficiente energetic, complet reabilitată și adusă la standardele secolului 21, pentru a putea oferi astfel servicii de mai bune calitate și în condiții mai bune pentru cetățenii județului. În prezent, prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local, fapt pentru care el este numit de Guvernul României în fiecare județ. El este garantul respectării legii și a ordinii publice la nivel local. Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.